Salut! Astăzi este ziua 16 din 366 și vă prezint pachetul Italia Radiosa. Sună exact ca la Harry Potter când levita Leviosa, Radiosa. Comentariul câștigător pentru astăzi, care va decide unde ajunge acest pachet, este de la Sedwipe 3734. Își dorește coloana numărul 22, rândul 6, dar îl așezăm după ce facem o mică prezentare. Pachetul Italia Radiosa este inspirat din orașe din Italia. Eu am fost de două ori la Roma, mi-a plăcut extrem de mult, vreau să mai vizitez și Napoli și alte orașe de acolo. Îmi plac foarte mult oamenii, îmi place foarte mult limba italiană, îmi place cum sună, îmi place cum vorbesc cu oamenii și cum te respectă, dar haideți să ne concentrăm pe pachet. Pachetul este complet roșu, cel puțin cutia. Pe mijloc jos, asul de limba neagră pare un pic mai punk, mai mecanic, sau ca niște coloane pe aici. O magnolie aici pe mijloc, niște coloane prin spate, pare mai mult grecesc decât din Italia. Pe spate probabil avem designul de pe spatele cărților de joc. Pe una dintre părți scrie Italia Radiosa și pe cealaltă parte identic. Nu vreau să distinge textul de fundal aici pe jos la cutie. Scrie deasupra că sunt fabricate de United States Cards Company, fabricate în anul 41.018. Pardon, acesta este codul poștal, glumiță. Iar sub cutie scrie aici Third Way Industries. N-am auzit de această fabrică. Iar deasupra avem cele patru simboluri de inimă neagră, treflă, inimă roșie și romb. Hai să deschidem ca șmecherii cutia. Avem aici MMXX 2020, tradus din romană. Wow! Wow! Nu m-a dat pe spate cutia, dar cărțile cu siguranță mă vor da deja. Aceste trei culori de la steagul Italiei îmi plac de stridente sunt și mi-a place foarte mult acest cupru sau ce culoare este, cum se vede și strălucește. Wow! Nu m-a dat pe spate cutia, dar cărțile cu siguranță sunt deja extraordinare. Îmi place cât de stridente sunt culorile de la steagul Italiei, verde, alb și roșu. Și avem acest cupru, bronz, nu știu ce culoare este, îmi ziceți voi în comentarii, dar strălucește și arată foarte mișto pachetul. Al doilea Joker, arată foarte drăguț Jokerii. Avem asul de imenea ca cel de pe cutie, doar că este mult mai mare și cu o coroană deasupra, parcă plutește. Cineva m-a corectat și mulțumesc foarte mult. Eu le spuneam pipe-uri la trefă, inima neagră roșie și inima neagră. De fapt, se numesc pipuri. Cred că în continuare nu le zic bine. Dar haideți să mergem prin pachet. Avem asul de inima neagră, doi din inima neagră. Avem și un mesaj. Probabil sunt locații din Italia. Castello. N-aș vrea să citesc pe toate, dar voi merge una câte una să le citiți. Ce interesant sunt așezate pipurile. Acum se curăță la juvete, dar trebuie să fie o persoană sigur, da. Și am impresia că sunt doar zeițe, nu sunt și bărbați în acest pachet, doar femei. Asta nu-l face un pachet neapărat pentru fete. Wow, ce frumoase sunt romburile. Și index și cât de mici se văd. Mi se par foarte trași în margine, sunt până în marginea cărților de joc. Wow. N-aș putea să identific acum ce clădiri sunt și n-aș vrea să pierd timpul să le caut, dar îmi plac foarte mult cum sunt desenate și cât de mult ocupă pe card de joc desenul. Sunt foarte drăguțe desenele. Turnul din Pisa, hai că pe asta l-am recunoscut. E inclinat, dacă îl țin așa e drept. Avem treflele, par foarte catolice, par ca o cruce. Sau cruci, mai degrabă. Aici îmi place, spre exemplu, pe spate cum se vede și îmi place că peste tot pe unde vedeți această culoare, să știți că reflectă. Data viitoare când merg în Italia o să iau acest pachet cu mine și o să mă uit să văd ce am vizitat de pe cărți. Și să zic că am fost de la 3 de trefle până la 4 din limba neagră. Ok, avem și spatele cărților de joc, foarte drăguț, acesta este o carte cu spate dublu. Iar pe cartea aceasta văd că sunt trecute, probabil aș fi identificat dacă doar citeam de aici. Probabil fiecare, hai să vedem, turnul din Pisa, l-am văzut aici, Pisa, era pe juvete de trefle și corect ce am zis? Da.
sunt identificate toate de pe fundalul picture card-urile, sunt trecute aici toate monumentele și clădirile, jocurii pe care tocmai am văzut, dar haideți să uităm pe spatele cărților de joc, că acesta este cel mai important. În primul rând, păstrează de la Bicycle formatul de două cercuri mari și unul central și cu acest contur, care văd că are multe trase pe contur. Iar reșite sunt aceste coroane, îmi place designul de pe spate, îmi plac și culorile cum se așează aici, pentru că avem și acest negru care sparge un pic rândul de culori. Chiar și roșu de pe centru îmi place. Hai să vedem cum alunecă. Să știți că alunecă foarte bine pachetul și parcă se simte un pic mai tare. Și cred că sunt și un pic mai groase sau stați un pic să elimin cărțile extra, să rămân cu 52 de cărți. Se simt ciudat tăiate, dar probabil trebuie să mă mai joc un pic cu ele. Înainte să-l vedem și cu avantajul cu o mână. A, l-am prins prost pe stânga, nu mi-a ieșit bine, nu vreau să mai fac o dată. Îmi plac cum se văd, chiar sunt foarte drăguțe. Cineva mi-a atras atenția că nu am făcut avantajul pe față, dar o să o fac acum. Tibi. Îmi plac foarte mult cum arată. Și putem chiar să-l facem cu fața avantajul acesta. Doar că dacă vrem să vedem pe ambele părți, cred că pot să-l fac și invers, ia o secundă, știu că îl mai făceam înainte. Nu, stați un pic. Index și da, nu-l fac foarte bine, că acesta nu l-am exersat pe mâna dreaptă. Dar se văd foarte interesant. Îmi plac foarte mult cum intră una în alta, merge foarte bine. O să dau așa un pic în lateral. Arată senzațional pachetul. Un pachet de colecție, dacă îmi permiteți. Mi s-a părut mie că e tare pachetul, doar că nu e atât de tare. Nu știu, am senzație că e rigid pachetul, dar totuși este moale. Adică se pot face spring-ul cu el. Ba nu, este un pic mai tare decât majoritatea pachetelor. Ceea ce înseamnă că va rezista în timp mai mult până se va înmuia. Îmi place cum se vede sibilul cu acest pachet. Recomandăm special pachetul dacă vorbiți limba italiană. Sunt convins că va fi pe placul vostru. Dar eu o să pun pachetul în cutie și îl așezăm pe zid. Mergem pe coloana 22, rândul 6. O să încep din partea scat 3, că sunt 25. Și o să vină pe 22 și rândul 6 cred că este aici. Am zis bine 1, 2, 3, 4, 5, 6 și încolo e bine. Că e 22, 23, 24, 25. Dacă ți-a plăcut clipul, apasă butonul de like, lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet, abonează-te la canal ca să nu pierzi niciun episod. Să ai o seară de colecție. Pa, pa!